Mă, Luci, ai luat toate înghețatele de la magazin. Una mai era, despre ce vorbești? Bine, de ce ai luat-o? Că eu o voiam. Dar de vanilie, parcă ție nu-ți plăcea. Ziceți voi, nu-i plăcea, mereu niciodată nu plăcea ciocolata. Tu nici zici să zici că vă-ți înghețate la ploare, înghețățile. Ce zice, bă, piticani? Bă, du-te, bă, și fă o baie, du-te, bă, și fă o baie. Băi, păi, are colacul. Doar are colacul acolo, Lucia. Da, uite, poți să-ți iei sucuri, limonadă. Păi asta verde nu știu ce e, dar n-am chef de suc sau limonadă. Păi, asta verde ce e? Mă, dar unde-i Oana? O așteptăm de 5 ore sau ceva și nu mai vine. Că uite, are și ăsta lin pregătit. Tată, crezi? Crezi? Ai, Lucia, stai aici altul, dar de ce e ăsta așa urât? Ăsta e al tău? Da, ce are? Nu-ți place negru? Uite, și e și la umbră, că mie nu-mi place, da, să mă cred, adică, da, dar nu se potrivește ție culoarea, adică ți ar fi mers un, nu știu, un roz sau ceva? Da, mie nu-mi place roz. A, ok. De ce stă Crisnel pe patul Oanei? Nu știu, ce place roz. E Oana aici? Nu, eu nu văd. Păi ăsta e al tău, ăsta. Păi îl călzește ăla, băi, și nu o să mai fie răcoros pe căldura asta. Da, exact, și o să zic că după căpute. Oana! Aoleu, stai că am obosit, stai că... L-ai văzut pe Cristina că a stat pe ăsta tău, așa-i? Da, știți că de curând mi-am luat așa de curând două pisici și una a fugit, ok? Mă, ce? Am găsit-o acum. Nu, te ajutăm. E în fața casei mele. Ups, pardon. Mă, Oana, distrugi orașul. Lasă-mă că sunt disperat, ok? Dar calmează-te, Oana, explică mai încet. Nu știu, e ceva ciudat. Ce are, fraților, Oana? În fața casei, ok? Așa? Dar, și sunt, nu știu, într-un cerc roșu, adică nu știu ce. Un cerc roșu? Dar nu știu ce să zic. Vreau să vedeți și voi că mi-e frică. Pisicuta mea e în pericol. Ce are, mă, Oana? Calmează-te, mă, Oana. Mă, ți-o fi făcut Crisnel o farsă sau ceva? Că așa face Crisnel, nu-l știi? Mi-e frică, nu știu. Păi e ok, mă, că e Crisnel farsorul. Uite, mă, ce? Mă, ce e ăsta? Mă, ce e asta? Băi, dacă așa nu să-i drog amuzant. Mă, stai, nu intra, nu intra, Ștefan. Nu intrați. Că nu-s nebun. Mă, ce e asta? Ai de capul meu. Bă, ăsta-i dubios rău. Lucia? Nări și aranjate așa la colțuri. Eu când a zis Oana, eu am crezut că glumește sau e ceva, nu știu, a pus un craniu Crisnel, dar... Cum să-i vorba de pisica mea? Mă așteptam la așa ceva? Păi da, ia, pleacă-o! Ce să... Păi, du-te și ia, du-te și ia. Nu, dar ce are, mă? Câte dragi tu să-mi salvezi pisica? Eu? Da, sigur. Înainte trebuie să trag un pui de somn. Ce bine aici. Au, ce dai, mă, în mine? E probabil ok, Oana, că uite, pisica e acolo și n-a pățit nimic. Exact, da, de acum acolo locuiește. Cum nu? Trebuia să fie acasă lângă cealaltă. Ba nu? De când? Poate vă la el. Arunc înghețata asta să vedem dacă îi pățește ceva. Exact, ia. Nu, n-a pățit nimic. Exact, pare că n-a pățit absolut nimic. Nu știu despre ce vorbești tu, Oana. Hai, Crisnel, du-te tu, da. Nu, mă, ce... Oana, dar și va, de fapt, e pisica ta. Nu. Ia du-te și ia-ți-o. M-am uitat la un film horror aseară, de seamănă perfect cu el. A, bă, Oana, tu crezi în filmele horror. Nu, da, nu trebuie Oana, să zic adevărat, da. Oana, ai un monstru în spate, gigant. Nu, mă, ce are, mă, papă lapte? Se uită ea la filme. Ce faci? Mă, ridică-te, mă, de pe jos de aici. Ce are, mă? Hai, mă, și voi ați fi fost speriați. Nici nu vrea să intre. Bă, păi, dar nu intru pentru că nu-i pisica mea. Adică nu-mi pasă. Dacă te duceți, dau până sos. Da, pleacă, bă, ce crezi că mă duc eu? Du-te tu, ia-ți pisica, că nu-mi pasă mie de pisica ta, auzi la ea. Hai, intră! Haide, du-te! Bine, hai că mă duc, e pisica mea, ok, că tu nu ești deloc bărbat. Păi și ce vrei să fac, că nu-i pisica mea? Dacă era pisica mea, m-aș fi dus, nu? Să filmeze cineva, vă rog frumos, că mi-e frică. Exact, cameră care fac cameră. Cameră, eu n-am. Cristinel. Hai tu cameră de supraveghere. Să aveți dovadă, ok? N-am eu cameră. Ok. Lasă că ochii mei sunt ca niște camere, haide. Ok, haide. E și înțelite acolo la alea. Mamă, ia uite că s-a dus. Ușor.
Ok. A, bă, ce ai, mă, Oana? Okay. Ia, uite, nu are nimic. Mă, ce s-a întâmplat? Mă. Ce se... Ce-i, mă, prieteni? Asta? Oana? Asta? Oana? Ce are roșu pe ea, băi? Oana, stai așa, nu? Oana, lasă, da, lasă pisica jos. Stai. Oana, Oana, lasă pisica... Pune puțin jos, pune jos în afara pentagramei, nu înăuntru, te rog. Te cer mă pe mână. Okay. Așa, ce? Ieși din petagramă, ieși. Ieși acolo. Pus o, ok. Mă, ce s-a întâmplat? Stai. Oana, intră înapoi în petagramă, te rog eu. Intră înapoi. De ce se intră înapoi? Intră înapoi. Așa. Ok, dar ce aveți, mă? Nimic, e doar provizoriu. Bă, nu dam pisica ei. Mă, s-a făcut zi. Stai, Oana. Deci, de fiecare dată când iese din pentagramă, se face noapte. Oana, no! Oana, nu mai ieși, te rog, din pentagramă. Oana, intră înapoi și rămâi acolo. Intră înapoi. E lovit pisica. Păi, nu, de unde are cuțit? Aoleu, aoleu! Maia, nu e Oana. E să nu cumva să-mi atingeți pisica. Oana, nu-ți atinge nimeni pisica. Mă, ce? Ați văzut și voi? Pisica mea. Urâtă pisică ce ai. Cristinel, ești nebun. Leo, nu. Am curcat-o. Lucia, vino după mine. Lucia, vino repede de aici, că nu o să intre aici, că nu-i plac casele abandonate, că e frică de groază și de dăstea, știi, de horror, de dăstea. Păi, acum nu cred că mai e frică. O aduce aici. Nu, mă, e nebun. Doamne, urcă sus, urcă sus, urcă sus. Haide, așa. Ok, mă, cum adică? Mă, am văzut. Mă, de ce? Cristinel, dispar de aici, ce o aduci la noi, ești nebun? De ce ai adus-o la noi? Dacă suntem mai mulți, puteți să uite la ea. Oana, ți-l dăm pe Cristinel, Oana, ai înțeles? Ți-l dăm pe Cristinel. No, ia-l, no! Aoleo, nu! Nu, ai de capul meu, nu! Fraților, ce s-a întâmplat cu Oana? Ați văzut și voi? Efectiv, a intrat în pentagrama asta misterioasă și dintr-o dată a nebunit complet. Ați văzut cum arată, are numai sânge pe ea și vrea să ne facă rău. Uite-o pe Lucia acolo, sper că e bine. Uitați-o acolo, ce se întâmplă, fraților, ce se întâmplă? Mă, Ștefan, ce faci, Ștefan? De ce tot... Îmi striga numele, zicea Ștefan Gloncoa. Mă, ce? Dar tu tot vezi că vrea să ne ducă spre... Doamne, încă vine! Aoleo! Nu! Nu, lasă-mă, te rog, în pace! Oana, am înțeles că Cristinel vrea în pentagramă, așa mi-a zis, că vrea în pentagramă! Nu, tu vrei! Eu nu vreau încă, eu vreau după, mai încolo! Nu! Au! M-a lovit! Mă, ce? Se duce după ceilalți? Nu! Frate, cum o să o oprim? Cum o să o oprim? Nu știu cum o să o opresc! Ce are, mă? Cristinel! Ia, te lasă pe pisica ta! Dar ciudată, băi, nu mai spune chestia asta, trebuie să ne salvăm cu toții, ești nebun! Păi ce, mă, tot cu mine? Dar ce? Nu mi se pare corect. E pentru că tu ai adus-o la noi, tu puteai să fugi și noi găseam ceva, dar tu ai adus-o la noi și ne-ai stricat tot planul, Cristinel! Da, mă, și m-a prindea pe mine! N-avea cum să te prindă, că tu ești pitic și tu ești mai rapid decât ea. Ce ești așa de tontoloi? Că tu ești mai rapid. Păi, mi-e frică de ea. Păi și ce, doar alergi în față? Mă, ce face? A stat în pentagramă și s-a întâmplat ceva. Ce se întâmplă? Am eu grijă de tine, Lucia, am eu grijă de tine. Las-o în pace. Las-o în pace. Ce a făcut în pentagramă, Lucia? S-a dus iarăși în mijloc și a zis, uite să arăt ce face și a făcut iară cu sânge sau ce e ăla. Aoleo, e posedată! Da! Ai de cap, aoleo, fugiți! Nu. Ok, am o idee, o să-i prind pisica, o să-i prind pisica aia. O să mă duc după pisica aia, o să... Nu! Luați-o de pe mine, Nu, o să distrug eu pisica! O să distrug eu pisica, unde-i, mă, pisica aia nesuferită? Ok. Nu o să-mi faci nimic, ai înțeles? Ok. Avem în casa mea, mai bine. Trebuie să fac ceva. Să mă ascund, nu, trebuie să spar geamul. Nu! Aoleo! Ieși afară de aici! Ok, perfect, ok. Trebuie fraților să-i luăm pisica. Sunt jos eu. Unde e Jakey? Luați-o, fugiți cu ea. Ai de capul meu, ce să fac, fraților, că n-am o sabie, n-am ceva să... Așa, împinge-o de aici,
2, 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 2
Păi poate dacă o batem o să dispară, ai că n-avem timp să o împingem, n-avem timp! Nu, da. Bata! Pisica mea. Ce pisică? Ups! Nici pisică. O să transform orașul ăsta într-un iad. Ce, mă? Ce-ați făcut pisica aia? Am vrut să o împingem în pentagramă și chichi. Era mult mai sensibilă decât credeam. Da, am rămășițile ei. Bă, fii atente, aruncă-le încoace. Stai, no, Oana, stai așa puțin. Ștefan, dă-mi puțin alea, dă-mi puțin, știi tu ce? Așa. Oana, pisica ta e în regulă, doar am glumit cu toții și o să mergem unde cu toții e? În pentagramă. Vrei să o dau acum? Zi, repede. Da. Mi-e frică. Ok, dai că vin. Voi duceți-vă și schimbați-vă, nu? Nu că trebuie să vă schimbați, să vă puneți hainele de pentagrame, nu? Nu e așa, Oana, așa trebuie. Duceți-vă acolo, du-te la Lucia. Așa. Exact, perfect. Poți să lași lava aici, că e tare lava aici. Nu, no, Oana, e ok, fii atent, în primul rând te duci tu în pentagramă și intru și eu lângă tine, ok? Ok. Hai, poți să intri, perfect, așa, perfect. Și acum, ai zis că vrei să-ți aduc pisicuța aia frumoasă pe care o aveai în pentagramă? Da, pisica mea superbă. Ok, o să revin în 2 secunde, ok? Perfect, ok. Deci, fraților, trebuie să intrăm aici la Oana, să vedem ce putem să furăm. Aoleo, ce mai e aici la ea? Trebuie să vedem în ce sturile sunt ale ei, că poate putem să furăm ceva. Ok, mamă, ăsta e deschis, dar, aoleo, n-avem ce să furăm, poate o să iau capul ăsta, o să mă transform în Oana sau ceva, nu știu. Ok, cred că e o idee bună, sincer, o să-mi pun capul ăsta și o să mă dau drept Oana, dar nu știu, oare ea mai are îmbrăcăminți pe aici? Ok, uite, pare că mai are această rochiță drăguță, ia să punem și rochița asta pe noi. Și să încercăm să mergem acolo și pângem, probabil nu o să-și dea seama că eu sunt sau ceva. Așa că pur și simplu o să mă duc și ia uite-o pe Oana. Bună, eu sunt Oana, ce faci? Faci mișto de mine? Nu, no, uite-ți pisica! Bă! Fugiți! Am încercat să fac ceva! Nu! Ok! Nu, am închis ăsta, o să iau mașina. Nu! Au, nu! Ok, trebuie să las mașina jos și o să fug. Nu! Ok. Urcați, așa. Ok, o să încerc. O să încerc, nu sunt pijamale, eram în costumul ei, era... Ba da, cum să nu trec, cel mai bun... Așa, da, era recuzit, exact. Doamne, deci... Credeți-mă, păi și ce, n-a funcționat nimic? Nu, n-a funcționat, a nebunit, total a nebunit Oana, deci nu știu ce să mai facem. Da, mi-a turnat lavă în cap și mă simt foarte, foarte nașpa, mă doare capul. Dă-te-ai jos să poți să respiri. Ok, gata, uite, am aruncat tot. Ok, vă rog, trageți-ai în piept și trebuie să ne gândim ce să facem cu Oana, pentru că nu e... Pistol de ce l-ai aruncat, că avem nevoie de ăsta? Nu mai ai gloanțe, păi nu contează cu oamenii, sunt cu el. Bă, nu pot să mă rugi să not ajutor. Lucia, ajutor, așa, mulțumesc, ok. Deci, trebuie să... Nu mai să ne audă. Cred că, sincer, știu ce idee avem și trebuie unul dintre voi să sacrifice să intre în pentagramă. Da, ola. Da. Tu știi ce mai amuzant, du-te tu. Bă, de ce mă împingi și pe mine? Nu mai las-o. Pâițița, bă. Liniște. Tăceți, nu fugiți, nu fugiți că o să ne audă. Liniște total, ok? Deci văd că e acolo în pădure. Nu o să ne vadă, că sunt după mașină. Nu crede asta. Uite că se duce acolo, văd. Ia putem să fugim, că acum nu mai vede departe. Ok, da, hai să fugim. Haideți. Ai de capul meu. Bă, da, ok, deci... Ok, și ce facem? Planul meu era să intrăm în pentagramă și să vedem ce se poate întâmpla, pentru că poate era din cauza pisicii ălea, nu știm exact. Păi, da, ea a intrat pentru că a luat pisica aia în brațe, nu? Adică ăla a fost motivul principal. Eu cred că deci asta e în mijloc. Uite, asta e rămâșta pisicii. Mă, ce e această pentagramă? Că nu înțeleg. Ai de capul meu, Ștefan! Ce? Nu, Crisel, nimeni nu o să intre în pentagramă. Ștefan, du-te la bibliotecă, caută tot ce știi legat de pentagrama asta, ok? Dar ai grijă să nu cumva să te vadă, nici măcar o secundă. Fugi, o ținem de vorbă, fugi! M-ați păcălit! Mamă, ce scoteți ai luat! Nu te-a păcălit nimeni, nu... Avem pistolul ăsta orientat spre tine, așa că nu veni, altfel o să trag, ai înțeles? O să trag, dacă te mai apropii, trag! Deci dacă te mai apropii, o să trag și în pisica aia de lângă. Pisica, adun pisica înapoi. Da, uite, e rămășițele în pentagramă. Pisica.
Mă, lasă-l pe Cristian, ia-i rămășițele, lasă rămășițele, vrei să ajungă exact și altă pisică la fel? Ceva ritual acolo. Dacă nu aduceți voi înapoi, o aduc eu singură înapoi. Adică să o aduci tu singură înapoi? Mă, ce? Am toată puterea din lume să o aduc înapoi. Ia să te văd, cum aduci tu înapoi pisica aia? Ia uzi mă la ea. Mă, ce? Lucia? M-ați crezut? Ok. Mă, ce? Ok, stai, da, poți să aduci oameni care nu mai sunt? Adică cine nu mai e? Mă, ce? Ok. Ce? Dar nu vrei să duc pe tine la ea? Bă! Nu! Oana, o să trag în pisica aia din nou. Crede-mă, nu mi-e frică să trag, ai înțeles? Am pistolul ăsta și nu mi-e frică să-l folosesc. Știi că poți să te faci să dispar, nu? Cum adică să mă faci să dispar? Ce are, mă? Ce are, mă, de râde așa? Mă, nu mai nervă, uite cum râde ca nebuna. Am o întrebare pentru voi. Ați observat cumva că lipsește Ștefan? Sau sunt preocupați că ați observat asta? Ștefan? Cine e Ștefan? Mă, ce? Eu zic pe asta. Adică cine e Ștefan? Da-și-mă că să nu știi. Ce? Care e Ștefan? Nu știu cine e despre ce e vorba. Care e băiatul ăla? E un... Au! E o fată, este... fata! Da, o știu, da. Nu, nu e nici Ștefan în orașul ăsta. Da, nu știu, nu știu ce vorbești. Ok, să nu vă mai țineți de pisica mea, că altfel o încurcați. Bine? Am direct pe ochii ei pus, direct pe ochii ei, direct între ochii ei. Vrei să trag sau nu? Poate mă nervești și simt pisica asta fac un monstru care o să vă mănânce pe tot. Da, mă, bine. Tu ești, am înțeles. Ei, deja ne-a dovedit că are puteri, mai vrei să mai enervezi mai tare? Ce puteri? Bă, bă, pleacă cu pisica asta de lângă mine. Pleacă, dispari să nu te văd. Dispari. Dispari odată. Mă, pleacă, mă, cu râțenia asta, că trag în ea. Trag în ea dacă vii aproape de mine. Mă, dacă ar ști că n-am niciun glonț în pistolul ăsta, cred că... Doamne. Băi, ai grijă să dar nu-ți dea ce faci, Ștefan? Cât caută în biblioteca aia? Aici. Trebuie să stingem focul, păi, stingeți focul. Păi, sunt așa de multe cărți. Păi, sunt multe. Cred că nu știu ce... A, bă, las-o, că n-are treabă. Doamne. Ba da, așa cred. Dar voi ați auzit ce mi-a zis, că vrea să mă facă să dispar. Despre ce vorbește, mă? Păi să te omoare, evident. Să mă omoare? Să te bucuri? Da. Păi du-te atunci dacă vrei să dispar, du-te. Nu, eu mă bucuram dacă dispari tu. Eu aș vrea spre noi. Mamă, deci... Doamne, nu te mai suport. Aici, uite, prinde-l, fii atentă. Am un pact pentru tine. Dacă ți-l dau pe Cristinel, dacă îl convingi pe Cristinel să îl bagi în pentagrama aia, vin gratuit și eu. Ai înțeles? Hai de. Nu mint, promit. Nu. Uite ce frumos. Oana posedat-o. Fii atentă. Dacă te duci în pentagramă cu Cristinel, eu o să vin și eu. Ai înțeles? 2 la preț de 1, ce spui? Hai, Cristinel. Așa, ia-l. Uite cât de bine arată așa sără și tu. Amândoi deodată. Bine, dar tu primul, haide. Hai, amândoi deodată. Tu primul, hai. Nu, tu primul. Ba nu, uite, Oana, tu alegi care o să intre primul. Hai, pitica, ești primul. Ești primul, la auzi, ești primul. Nu, amândoi de mână. Dacă intri primul, chiar că nu o să mai ai nicio mânuță. Ștefan, și ce? Așa, du-l acolo, așa, bravo. Ok, am reușit să fug și l-a lăsat și pe Crystal, care mă enervează la maxim. Mă, s-a șters din pagină, nu scrie tot acolo. Nu pot să cred, cum adică? Oana, vin imediat, am zis că vin imediat, nu mai da! Minții, te-ai luat la fugă. Păi nu, că m-am dus să văd ce se întâmplă. Exact, minte asta. Oana, trebuie să și a rămas bun de la mine, asta e chestia. Exact, trebuie să ne-au rămas bun de la Lucia. Mă lași, te rog. Vreau să văd și eu ea. Nu. Hai, că n-am mai dar râs de mult. Dar nu e personal. Te rog, nu. Orice, dar nu asta, Oana. Te rog, nu. Te rog. Au! Bine, ai cere-i. Dă repede cartea, dă repede. Ok. Ok, deci Lucia e ok, dar probabil că o să plec pe viață, ok? Nu o să ne mai vedem niciodată. Nu, uite, dă-mi o îmbrățișare, așa. Ok, pentagramă. Cine intră în pentagramă și ridică obiectul sau orice putea fi acolo, în secunda a doua devine posedat. Leac pentru vindecare. Să intre cineva în pentagramă să facă tot posibilul. Mă, ce e? Ce la sfârșit, adică? Nu știu, s-a șters din pagina asta. Bună! Mă, ce faci asta? De ce are un cuțit? Ce faci cu cuțitul ei? Mi l-a dat ea. De unde are mai multe? Păi e normal că are. Te miră de unde mai multe cuțite? Ok, Ștefan. Gata? Da, ok, dar du-te că vin imediat. Da, ce da? Și tu, Crisnel, du-te.
Nu, no, te fraierește, te fraierește. Hai, mă, Ștefan, cum adică? Ce trebuie să fac în pentagramă, că o să mă risc, dar ce trebuie să fac? Ce trebuie să fac? Deci, leac pentru vindecare. Să intre cineva în pentagramă și să facă tot posibilul puncte. Da, Barnam, nici nu știu ce înseamnă acolo. Să faci tot posibilul să reziști, poate efectul ăla, să faci ceva la cap. Da, poate da, Barnam. Aoleo, ok, o să mă risc. Lucia, ia ăsta, o să mă risc eu. Mamă, dar păi și stai, ea trebuie să stea, ea trebuie să stea lângă mine sau cum, că nu înțeleg. Că nu-mi dau seama. Ce e asta acolo? Singur. Acolo? Da, nu știu. Păi și de ce să mă vindece? Adică trebuie să o vindece pe ea, adică nu pe mine. Ok, o să mă risc. Unde se duce? Mamă, fraților, vă rog, rupeți și voi butonul de like, pentru că ai o idee bună. Sau o masă tot cu capul tău. Bă, dar chiar, dar cine are masă cu capul meu? Păi ai tu la tine acasă, parcă. Păi era pe geam, dar nu mai este, nu văd. Mă, dar unde s-a dus Oana? Deci, cred. Tu te caută până vine, nu contează, okay, bine okay, că nu mai încerc, e aici. O să încerc. Ce bine dacă nu mai e Oana aici, ce bine, mamă, ce frumos, ce liniștit, mă simt că nu mai e aici. Ok, aici n-am nimica, nici pe aici. Păi n-am, că e foarte întuneric, nici pe aici, bă, dar n-am nimica. Oare pe aici, pe sus? Dar tu mereu aveai sângele ăsta. Cum a intrat în oglindă? O vedeți și voi? Da. Ok, eu am să fug de aici. Nu. Ok, am o idee, oare la Oana o avea Oana cap de mine? Dar de ce ar avea Oana masca mea? Nu înțeleg, adică gen, unde-i masca mea, fraților? Că știți foarte bine că aveam o mască. Dar nu, uite, nu e niciuna. Ai de capul meu, unde-i mă Ștefan? Că el are măștile mele. Ștefan, unde? Lucia, du repede o mască! Ai găsit? Nu! Mamă, de unde? Eu nu am! Lucia, mi-am amintit ceva! Sau? Stai! Știi că am îngropat mai de mult o mască în fața casei mele? Mai știi? Ok, vrei să o distrag eu, să-ți iei? Da! Ia-o repede! Ok, tu te fugi! A spus că veniți, dar nu ai venit! Lucia a zis că ești o întoloaică, Ok, nu, parcă pe aici să pasem, pe unde era, fraților, pe unde era? Hai de capul meu, Crisnel, sapă repede pe aici, sapă că e o mască. Am găsit-o, nu pot să cred. Crisnel, acoperă repede, acoperă. Așa, ok, gata. Trebuie să o pun pe cap. Ok, e timpul, dai capul mai mare. Nu cred că o să-și dea seama, nu? Uite, a venit. Uite, o să vin în centru acum. Vin în pentagramă. O să intru în pentagramă alături de tine, Oana. Da, mi-ai spus asta, da. Nu, da. Vrei să vezi? Ia pisica și intru, pentru că trebuie să stau în locul ei. Dar scoate-o de acolo și scoate-o din pentagramă cu totul. Nu vreau să stea deloc aici. Așa, bravo. Ok, țin perfect. Țin eu dacă e. Nu, așa, perfect. Tu nu atingi. Lucia, stai mi pisica. Așa, ok. Este timpul, o să intru în pentagramă. Oh, ce? Au, stai, nu mai... Lasă-mă, stai că... ce se întâmplă cu mine? Ce se întâmplă cu mine? Ok, elimină pisica! Elimină-o, repede! Așa! Oh, ce se întâmplă? Ce au făcut aia doi? Cu ei pot să fac asta? Ce mi se întâmplă? Nu mă simt prea bine. Mi-a zis la pisica, îl iau pe Jakey. Nu, stai, nu așa era planul, nu! Ah, ce se... Ce s-a întâmplat? Unde sunt? Mă, ce? Ăla-i cumva corpul meu? Fraților, nu ia bună, nu! Ce mi se întâmplă? Unde? Sunt într-o cutie, nu pot să mai ies, pot să zbor! Nu! Wow! Sunt la pentagramă, sunt în oraș! Mă, ce? Uite-mi corpul meu, nu! Vreau înapoi în corpul meu! Oana, uite-o! Nu, trebuie să-mi apăr prietenii. Da? L-am adus pe Jake înapoi. Adică i-am adus înapoi? Mă, ce? Uite aici. Pa joc. Doar că mă, cred că e mort. Nu e mort. Nu, puteți... M-auziți? Nu sunt în corp, sunt o fantomă, sunt lângă, fix lângă corp sunt acum. Crisnel, nu mai sta cu picioarele pe corpul meu! Mă, cum vorbești, mă, cu gura închisă? Nu, stai departe, ființă rea, stai departe de ei! Băi, ce, s-a lovit-o ceva?
Mea, i-a făcut rău și l-a făcut rău și lui Ștefan, l-am văzut prin, prin lumea fantomelor. L-am văzut cum era și el pe acolo și e pierdut. Și vrea să vină înapoi? Adu-l înapoi! Adu-i înapoi! Ok, bine, păi și dacă vine Ștefan, și dacă mă auzi, hai înapoi! Oh, ce mă? Păi, sincer să fiu, el nu mi-a făcut nimic rău. Mă, stai, e intact și eu sunt cu corp! Păi, ce te-a făcut? Nu! Pentru mine chiar e amuzant. Ok. Ia zi, Jake, cum te simți? Cum mă simt? Uite cum mă simt! Uite cum mă simt! Exact așa mă simt! Îi distrug toată pentagrama. Îi distrug tot, tot eu distrug. I-am distrus pentagrama. Deci o să-l arunc în ocean. Să știi că poți să faci efric corpul meu. I-am distrus pentagrama, prietenii mei sunt în siguranță. Așa că o să te aștept și pe tine în lumea fantomelor, ai înțeles? Păi nu mai are ce să mai... Mai voi sunteți de vină. Stați! Vreți să scăpați de ea? Cred că am o rezolvare pentru chestia asta. Vreți să scăpați de mini prieteni? Da. Unde am ajuns? Am prins-o aici, fraților, am prins-o aici. Ești aici. Ești prinsă, nu mai ai ce să mai faci. Am prins-o, prietene, am prins-o. Nu mai are cum să mai iasă niciodată și o să fac un ultim sacrificiu. O să mă duc lângă ea. Și nu, ok. Ai grijă, mă. Sunt lângă ea. O să dispărem amândoi în același timp. La revedere, prieten, la revedere. Ok, chiar a funcționat. O să fim amândoi blocați aici, să știi. Ai crezut că poți să-i rănești prietenii mei? Ai crezut că poți să-i rănești zi? Ai crezut că poți să-i rănești? Tu i-ai auzit cât de fericit erau că au scăpat de noi? Nu-mi pasă, măcar știu că tu ești aici prinsă și nu o să mai scapi niciodată. Da. O să scapi.